Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Îl salut pe Crin Antonescu, pe Victor Ponta, pe Constantin și le spun tuturor că la Bacău, iată, USL-ul a învins, mai ales a învins rațiunea. După atâta timp în care și după o campanie pur și simplu mizerabilă, iată că după 10 zile împotriva celor 1.200.000 de materiale date împotriva noastră, iată că populația Bacăului practic a trimis în negura istoriei o echipă care candidează de 20 de ani un clan mafiot care de 20 de ani încearcă să pună mâna pe Bacău. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat putere să lupt în această perioadă. Mulțumesc familiei mele pentru susținere și tuturor băcămanilor și Partidului Național Liberal și colegilor de alianță care au avut încredere în mine și în noi pentru această victorie. Este o mare victorie pentru Bacău. Este o victorie pentru că, iată, după 2004, în care în prima tură am luat 35%, după 2008, în care am obținut 50%, iată acum băcăoanei au dat un vot la al treilea mandat de 62%. E un vot care ne obligă, e un vot care ne dă mare încredere pentru viitor. Vă spun și sunt convins că băcăoanei au apreciat la noi ceea ce am făcut și că necesitățile și nevoile băcăoanelor pur și simplu în această perioadă, chiar dacă procentul putem spune că este cel pe care îl așteptam, a fost pe măsura așteptărilor. Mulțumesc tuturor și mulțumesc în primul rând celor care în această perioadă au crezut în victoria noastră. Bravo! Bravo!